În Serbia te poți îmbogăți ușor. Tot ce ai de făcut este să oferi poliției informații care se ducă la arestarea lui Ratko Mladić și poți câștiga o recompensă de 1.000.000 de euro. Arestarea acestui om ar debloca accesul Serbiei în Uniunea Europeană. Și totuși, întrebați dacă ar da astfel de informații despre Mladić, doar 15% dintre sârbi au răspuns afirmativ. Serbia a mai trecut de o răscruce. Ultimele alegeri au fost câștigate în mai 2008 de Boris Tadić, un pro-european. Două zile mai târziu apărea știrea arestării lui Radovan Karadžić, fostul lider al sârbilor bosniaci, căutat de 13 ani. Ranije je još to lice za koje se ispostavilo da je Radovan Karadžić, ranije smo mi njega identifikovali. Ja sam znao, na primjer, da je to Radovan Karadžić na nekih, pa više od mjesec dana. Sam znao da to lice, naravno da sam bio prvo iznenađen, a informaciju da bi jedno lice moglo da bude Radovan Karadžić i da se bavi tim, da je neki nadrilekar, sad dobiju pre toga. Ali prosto nisam mogao da verujem da je on toliko, da kažem, drzak, da on ide tako, da se pojavlja čak i nejavinsko pojma. Arestarea lui Karadžić a dus la proteste zilnice. S-a spus că a fost un adevărat test pentru a verifica loialitatea forțelor de interne. Accesul Serbiei în Uniunea Europeană este condiționat de cooperarea deplină cu Tribunalul Penal pentru Fosta Iugoslavie de la Haga. Această condiționare este înțeleasă însă diferit de statele europene. Pentru Olanda se traduce simplu, arestarea tuturor acuzaților. Ratko Mladić și Goran Hadžić sunt ultimii dintre aceștia. Mladić este cel mai vânat. Destinul unei țări întregi pare a depinde de arestarea unui singur om. The problem is that some interpret this formula as meaning that all indictees, including the two indictees that are still at large in Serbia, are transferred to the ICTY in Scheveningen, and everybody else in the European Union perceived that this full cooperation means the political full cooperation, the showing of the political will of the Serbian government to finally finish the cooperation with the ICTY, basically to have all indictees in The Hague. Currently, from the 42 indictees that were indicted and that are citizens or are in the territory of Republic of Serbia, 40 of them are in the ICTY, including several ex-presidents and top army and police officials and government officials. Podsjećam vas na diplomatsku inicijativu našeg ministra Vuka Jeremića, koji je pozvao Evropsku uniju da, pored observacija koje vrši Haški tribunal i gospodin Serge Brammertz, nezavisne komisije Evropske unije također budu upućene na teritoriju Srbije i da vrše provere i da vrše uvid u rad naših istražnih organa, policije, vojske, bezbednosnih službi i vide da je istinita tvrdnja Srbije da mi na svaki način sarađujemo i da na svaki način pokušavamo da uhapsimo preostale optuženike. Zna se da je bio građanski rat, da je zločina i zala bilo na svim stranama, ali se zna da je Srbija jedina na izvestan način ucenjena time da do zadnjeg imena mora predati i one koje prosto ne može u ovom momentu da nađe. Ratko Mladić este învinuit că a ordonat bombardarea orașului Sarajevo, precum și masacrul de la Srebrenica. Peste 8.000 de musulmani bosniaci cu vârsta între 12 și 77 de ani au fost uciși. A fost cel mai mare asasinat în masă din Europa după cel de-al doilea război mondial. Războaiele din fosta Iugoslavie au încetat prin acordul de la Dayton din 1995. A urmat însă bombardarea provinciei Kosovo de către armata iugoslavă și replica americană, bombardarea Belgradului timp de 78 de zile. În 1993, Organizația Națiunilor Unite a înființat Tribunalul Penal pentru Fosta Iugoslavie. Primul acuzat sârb care a ajuns aici a fost chiar președintele Slobodan Milošević. Avea să moară înainte de a afla verdictul, după 5 ani de proces. În acest moment sunt judecați 44 de acuzați din fostele republici ale Iugoslaviei. 117 au fost judecați până acum. Ja mislim cela ideja međunarodne zajednice početkom 90. godina, 92. i 93. godine je i rođena zbog toga i osnivanje Međunarodnog suda Krivičnog suda u Hagu za bivšu Jugoslaviju kao presedan u dotadašnjem međunarodnom pravu je i bila zbog toga što domaći sudovi jednostavno nisu obraćali pažnju na užasne zločine. În 2003 a fost înființat și Tribunalul Penal de la Belgrad, care avea aceeași misiune ca și cel de la Haga, dar prerogative reduse. Znači, taj najviši stepen to su najviše ovi policijski, politički i vojni funkcioneri koji su uglavnom u Hagu. A srednji i taj niži nivo to radimo mi. Znači mi radimo ove egzekutore. Ali mislim da to nije dobro, zato što na primjerima, eto recimo upravo te Ovčare, mi smo ovdje sudili egzekutorima i mi smo preko 20 lica ovdje procesuirali, a trojici oficira je suđeno u Hagu, dvojica su osuđena, jedan je oslobođen. Mislim da bi mnogo bilo bolje da je i toj trojici suđeno ovdje. Jer to je jedan događaj. Ne može to da se veštački odvaja. To su stvari koje nikako ne pomažu, i to je odgovor na drugi deo vašeg pitanja, našim institucijama. Jednostavno, mi stalno prosto doživljavaju nas kao produženu ruku Haškog tribunala, iako mi imamo potpunu nezavisnost, ali smo po zakonu o saradnji sa Međunarodnim krivičnim tribunalom u obavezi da sarađujemo sa njima. Prime Minister and his government are trying to foster some aspects of cooperation. Carla Del Ponte, care a fost procuror șef al tribunalului de la Haga timp de 6 ani, a reușit să se facă antipatică printre politicienii sârbi prin inflexibilitatea sa. I-a urmat din 2008 Serge Brammertz. Cooperarea autorităților sârbe cu Haga este esențială. Odată la 6 luni, un raport al procurorului șef este prezentat Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite. Ali što se tiče profesionalne strane tog aspekta, apsolutno bi mogli da sudimo sve. Mi smo se dokazali u predmetima koje mi vodimo da mi to vrlo efikasno radimo. Da ne kažem efikasnije od Haga, ali mislim da to efikasnije radimo od Haga. The cooperation is right now if you want to put it in figures more than 90%, which is still, mathematically, is not the full cooperation if you are looking only at the result. But I think that we are very close to the full cooperation if you are you're taking into account what we are doing. Sârbii sunt sceptici în privința justiției de la Haga. Aceleași sentimente par a le avea și puterea și opoziția, clerul și intelectualii. Unii cred că ar fi timpul ca sârbii să fie judecați la Belgrad. E sad, ja u principu ne volim da komentarišem odluke sudova, međutim ukazat ću odluke suda, ali ukazat ću na jednu stvar. Naprimjer, neću da pominjem imena, ali u nekim slučajevima neki su ljudi u Hagu oglašeni krivim za ratni zločin. Izrečene su im smešno male kazne, po 2 godine. Po 2-3 godine. Znate, ne možete vi zajedno tako za krivično delo ratnog zločina da izreknete tu gde je predviđena maksimalna kazna zatvora i to su jedina krivična dela koja ne zastaravaju. Ne možete tako male kazne, drastično male kazne da izrečete. Ili je izvršio ili nije izvršio. Ako je izvršio, bez obzira na kolika je njegova uloga u toj takozvanoj radnji izvršenja u krivičnom delu, ona je zbog težine dela, ona zaslužuje ipak mnogo veću kaznu nego što su neke kazne izrečene. Jedini predsjednik koji je bio optužen pred Haškim tribunalom bio je predsjednik Srbije. Jedini predsjednik Skupštine iz svih naroda bio je predsjednik Skupštine Republike Srpske. Jedino su Srbi optuživani za genocid, i to Srbi koji su bili predsjednik države ili komandant vojske, što bi značilo da države stvorene na taj način, a to je entitet Republika Srpska, nemaju prava da postoje kao države stvorene genocidom. Nikolić este cel care i-a fost contracandidat lui Boris Tadić în 2 scrutinuri prezidențiale succesive. De curând s-a desprins din Partidul Radicalilor al lui Vojzlav Šešej, aflat de 6 ani în custodia tribunalului de la Haga, și a format un nou partid care se definește pro-european. Această desprindere a permis Parlamentului sârb să capete o majoritate pro-europeană mai consistentă, prin atragerea foștilor radicali, dar și a Partidului Socialist, condus odinioară de Milošević. To je postalo normalno da se najžešće reči i uvrede koriste za političke protivnike, jer se politički protivnici ovdje još uvijek shvataju kao politički neprijatelji koje treba likvidirati politički, a možda i fizički. Amenințările la adresa oamenilor politici și a celor implicați în colaborarea cu Haga sunt frecvente. Amintirea asasinării fostului premier Zoran Đinđić, cel care a acceptat ca Milošević să fie judecat la Haga, produce încă emoție. Deși opțiunea pro-europeană a Serbiei este una fermă, echilibrul politic este încă fragil, iar sinceritatea Uniunii Europene în dialogul cu Belgradul este pusă la îndoială. Međutim, jedan ucenjivački odnos da do ispunjenja i posljednjeg uslova nas prosto čini u jednom iščekivanju da možda i kad se svi uslovi ispune da će se tražiti neki novi. Nema podršku narodu, što znači da ne očekujemo ništa dobro od učlanjenja u Evropsku uniju. Jer ne možemo ići u naručje onoga ko nam čupa srce iz grudi, ko nam uzima Kosovo i Metohiju. La un an de la proclamarea unilaterală a independenței Kosovo, viitorul relației dintre Priștina și Belgrad este incert. Constituția prevede că provincia Kosovo este parte a Serbiei și așa va rămâne. De facto însă, Serbia nu mai are de mult timp niciun control asupra acestei regiuni. Pe de altă parte, sentințele pronunțate la Haga în cazurile unor albanezi din Kosovo au stârnit furia Belgradului și din nou senzația că Occidentul îi este împotriva. To što je optužnica recimo definisala samo jedno mesto recimo izvršenja, to ne opravdava njega kao nekoga koji je počinio zločin na nekim drugim mestima. U tom smislu mislim da je to veoma, veoma važno da se jednostavno takve stvari izbrišu. It's very hard to deal with the things where the Ramush Haradinaj is acquitted. It's very painful for Serbia. You know that we have 553 missing persons that their missing can be attributed to the KLA, the Kosovo, so-called Kosovo Liberation Army. We don't know anything about the fate of these persons. We have these allegations about the trafficking of the human organs, part of human beings. I mean, all of these things, and then you have the acquittal for the Ramush Haradinaj. And not because of substantive reasons, but because of the procedural reasons. There is not enough evidence. România este în acest moment beneficiara unui uriaș capital de simpatie la Belgrad. Faptul că Bucureștiul nu a recunoscut independența Kosovo, alături de alte 4 state europene, a cântărit enorm la Belgrad. Acum România se implică în unul din proiectele decisive ale Serbiei, finanțarea activității Tribunalului pentru Crime de Război, în cadrul programului de asistență pentru dezvoltare. În jurul unui obiectiv de importanță națională. Aceste două biserici marcau odinioară granița dintre Imperiul Otoman și cel austro-ungar. Acesta a fost Belgradul, o capitală aflată la intersecția unor mari falii geopolitice. Victime ale conflictelor armate pe care sârbii le-au purtat cu vecinii lor au fost sanctificate de Biserica Sârbă. Astăzi, Serbia nu se mai află la răscrucea civilizațiilor, ci în mijlocul Uniunii Europene. Nu între imperii, ci în inima lor. Istoria a fost reinterpretată permanent în această zonă. Întrebarea esențială este cine și cum va scrie istoria, astfel încât aceasta să nu alimenteze alte viitoare conflicte. U slučaju srpskih udžbenika istorije, krivi su pre svega Slovenci i Hrvati. Oni su označeni kao oni koji su razbili Jugoslaviju, tako da se taj rat vidi kao građanski. U udžbenicima u Hrvatskoj ili u Sloveniji ili u Bosni i Hercegovini Jugoslaviju je razbila Srbija, tako da se taj rat ocenjuje kao agresija Srbije na Sloveniju, Hrvatsku. U našim analizama, uglavnom, kada se ti udžbenici analiziraju, a imate u vidu da su namenjeni deci koja imaju 9-10 godina, koja nisu pripremljene za to, mi smo došli do zaključaka da je to veoma opasno zbog toga što oni predstavljaju jedan stalni izvor straha za tu decu. Ta deca imaju utisak da su okružena neprijateljskim narodima, da su ti neprijateljski narodi oduvek našem narodu nanosili samo zlo, koja se u nekoj budućoj istorijskoj krizi, u nekom, ne daj Bože, budućem pripremi conflicta može ponovo aktivirati. Poate fi trecutul uitat, pot fi depășite conflictele vechi de secole sau cele recente, poate face justiția dreptate și poate aduce reconcilierea? Ne mogu da kažem da presude Međunarodnog suda pravde, koja je apsolutno jedna od najviše možda pravosudne institucije na svetu, ima svoj autoritet, ne mogu da kažem da ona doprinosi pomirenju. Evo, najbolji primjer vam je sadašnji konflikt Srbije i Hrvatske oko tužbe Hrvatske Srbije i kontra tužbe Srbije u odnosu na Hrvatsku. Došlo je do opet pogoršanja. Sami procesi koji se vode u Hagu nisu doneli u potpunosti mir i pomirenje na ovim prostorima. Tako da za crkvu je mnogo važnije da bude među ljudima i među narodima na prvom mjestu pokajanje, opraštanje i pomirenje. Da se ljudi u zemljama gde je neko činio zločine naviknu na činjenicu da su Srbi u ime Srbije činili zločine na drugim narodima, Hrvati u ime Hrvatske na drugim narodima, odnosno da se razbije ideja o sopstvenoj bezgrešnosti i ideja o tome da onaj koji se brani ne može da počini zločin, a ta ideja o tome da onaj koji se brani ne može da počini zločin je vrlo raširena na prostoru bivše Jugoslavije. Războiul din fosta Iugoslavie, urmărirea lui Mladić, judecarea sârbilor la Haga rămân în continuare teme care pot fi ușor confiscate politic. Cel mai des se folosește cuvântul patriotism. Patriotizam je bio u ono vreme, ratno vreme, jedna velika prevara. Dakle, iza svakog patriota krije se, ajde da ne kažem iza svakog, ali iza 99% patriota u našim predmetima krije se dobro situirani ratni profiter. Dakle, gotovo svi oni su išli na frontove da bi se obogatili, da bi pljačkali druge ljude i patriotizam je bio samo opravdanje za pljačku. Znate, najlakše je reći branimo srpski nacionalni interes i onda kradete devize, zlato, drugi red krade belu tehniku, a treći red skida prozorska okna. To nisu stvari koje ja izmišljam, već su to stvari koje su izvedene iz predmeta. Imate, dakle, prvooptuženog u Ovčari koji ima 16 lokala na svoje ime ili ime bliske familije, ima benzinsku pumpu i ima kuću od 2 miliona evra. Znači, kada je bio na ratištu imao je 30 godina. Da li mislite da je u ratu bilo takvog posla da je moglo tako dobro da se zaradi? From the very good position we simply wasted everything easily, which is the somebody has to respond. Dragan Malivuković a lucrat timp de 20 de ani la fabrica de tractoare din Belgrad. Când lucrurile au început să meargă prost, fabrica s-a închis, devenind doar o uriașă afacere imobiliară. Život je uvek u ovih zadnjih 18-19 godina bio strašno težak za običan narod, za obične ljude. Pokušavamo da dođemo do jednog mirnijeg, opuštenijeg života, ali teško. Imam utisak da ova vlada, da ovi političari gledaju samo sebe, da ne pokušavaju da urade apsolutno ništa. Moramo to da radimo, šta su, nisu naši opšte zločinci bili, branili se ljudi. Šta drugo da vam kažem? Ni Ratko Mladić, ni Radovan Karadžić, Radovana poznajem lično, nisu ratni zločinci. Ali moramo da radimo radi sveta. Pa ja mislim da bi trebalo sudi pred našim sudovima, u svakom slučaju, za zločine ako su se desili. Znači prvo, narod nema poverenja u Haški sud, a drugo, dešavalo se na ovim prostorima, pa nek se ovde i sudi. Pa ne mislim o tome kakve vrste odluka donosi sud koji je politički, zato što ja nisam političar, a ne znam. Dok se jednima sudi, drugima se gleda kroz prste. Evo primjer sa ovim Haradinajom. Primjer u Bosni. Zašto nije suđeno za života Aliji? Zašto nije suđeno Silajdiću koji je bio toliko i sad je posrekač? Au, verujte mi, nisam upućen u to. To send him in Hague, I'm not. First, he didn't do anything to them. So, we have also our law system, which is capable to make it, and that's too much what we've done until now. Pa pravda je slepa, ili tako beše na onoj karikaturi, tako da ima tu i pravde i nepravde u svakoj presudi, ali to će istorija oceniti. General potpukovnik Miloje Miletić, novi načelnik generalštaba. Poliția sârbă și unitățile Națiunilor Unite continuă de 14 ani căutarea lui Ratko Mladić în Serbia și Republica Srpska. Pa ja ne bih rekao, iako bi ga video na ulici, ne iz razloga što mislim da nije kriv, nego iz razloga što mislim da je dovoljno Srba u Hagu koji odgovaraju. Neka odgovaraju podjednako i ostali koji su nanosili zlo. Mladić u ovom trenutku služi Srbiji kao jedno opravdanje, odnosno oni ne žele u Evropsku uniju. Pre svega Mladić nije na teritoriji Srbije vršio nikakva dela za koje bi Srbija trebala da odgovara. I cannot think right now that, because I believe that he will be captured sooner or later. But you know, there is a possibility that he will not be. And I think that life must go on and that someone has to evaluate what Serbia did in this cooperation. Tribunalul Penal Internațional de la Haga ar trebui să-și înceteze activitatea anul viitor. Este însă greu de crezut că acest lucru se va întâmpla. Va continua și activitatea tribunalelor pentru crime de război din fostele republici iugoslave. Oficialii sârbi cred că tribunalul de la Belgrad ar putea avea aceleași competențe ca și cel de la Haga și ar putea fi chiar mai obiectiv. Dakle, ne insistiramo mi da se slučajevi prebacuju po svaku cenu na srpsko pravosuđe, ali insistiramo da se ti slučajevi na pravni način završavaju sa jasnom argumentacijom i dokazima. Specijalni sud u Beogradu je sa nekoliko svojih presuda, koje su kasnije minirane od strane viših sudskih organa, pokazao da je moguće objektivno i dobro prosuditi za ratne zločine koje su ljudi, koji su Srbi, počinili nad nekim drugim pripadnicima nekih drugih naroda. Astăzi, în fața instanței, nu sunt chemați numai indivizii. Bosnia și Croația au dat în judecată Serbia, care a răspuns la rândul ei cu aceeași monedă. I se cere astăzi justiției să stabilească nu numai vinovățiile individuale, ci și pe cele colective și naționale. I se cere să dea verdicte pe care istoria să le consemneze. Dar poate un tribunal să scrie istoria? To je delikatan posao, težak posao, ali jedan častan posao i to je suočenje naroda sa onim što je urađeno u njegovo ime. Znači, utvrđivanjem tih ljudi, znači, individualizacijom krivici, znači, i ukazivanjem na konkretne ljude se skida kolektivna odgovornost naroda. Legenda spune că Belgradul a fost pustit și reclădit de peste 40 de ori. De data aceasta însă, sârbii nu se mai grăbesc să șteargă urmele războiului. Televiziunea publică sârbă a fost bombardată chiar în momentul în care se pregătea să difuzeze știrile. Alături a fost ridicat un monument închinat jurnaliștilor și tehnicienilor uciși. În granit este săpată întrebarea de ce? Cine va răspunde? Justiția sau istoria?